Ce veți face pe 5 noiembrie? A să mă duc la botez acum, ca toată lumea. Poate a dat Dumnezeu să fac și abaghini în Moldova. Încă nu m-am hotărât. Mă duce la vot, numai nu în Chișinău. Știți, să vă spun cinstit, știu că sunt alegerile locale, nu mă trage inima absolut deloc. Mă duc și la alegeri să votez. E important și să cot că fiecare cetățean a Chișinăului trebuie să meargă. De fiecare om are dreptul la părerea sa, la concluzia sa. Și ca toți oamenii care doresc ca Chișinăul nostru să fie într-adevăr un oraș european, o capitală europeană, să meargă, să știe ce au ales și cu ce s-au ales la sfârșit. Care este miza alegerilor locale? Ce se va decide în această duminică? Foarte mult. Primarii hotăresc multe lucruri. Și noi sperăm să fie mai bine, mai cinstiți, mai onești. Cu Rusia nu vreau, înțelegeți cum, vedeți ce se face acolo și să vii și pe capul nostru, tot așa se întâmplă așa chestii, știți? Dar trebuie de făcut o concluzie oarecare, într-adevăr, nu poate ca oraș să rămâi fără stăpân. Noi ne aflăm în centrul Europei și păcat să nu fie țărișoara noastră atât de mică, noi nu putem exista singuri. Și dacă nu ne alipim de România, de Europa, nu o să fim nimiciți fără dor și poate. Ce valoare are promisiunea electorală? Nu totul de una se îndeplinesc promisiunile. Mai ales acele care sunt grandioase cu totul. Aproape zero. Promisiunea se asemănă minciunii, o propagandă ca în timp de război. Toți, înțelegeți, promit una și aceeași, toți candidații. Dar la urmă asta nu se îndeplinește. Vrai, nu vrai. Asta e metoda cea normală, democratică. Asta e pălăvrăgeală, asta e o prostie. Aproape nici pe unul nu-i cred, vă spun cinstit, fiindcă promit una și aceeași în fiecare dată și nu îndeplinesc ce ei promit.